După ce s-a anunțat abrogarea legii grațierii, se pare că oamenii au rămas în stradă și de această dată cer demisia celor care au propus această lege. În Zalău, protestatarii s-au adunat în număr mai mic față de cele alte zile în fața prefecturii Sălaj și declară că vor protesta în continuare pentru schimbarea guvernului, care cred ei că și a bătut joc de o țară întreagă. Chiar dacă luni seara au fost la ora 19 în jur de 100 de oameni care s-au adunat pe platou, zilele trecute numărul acestora a ajuns până la 1000 de persoane și au mărșăluit pe străzile din oraș însoțiți de către jandarmerie și poliție.